Am greșit data și nu ne-am uitat pe calendar. Nu, n-am greșit data și ne-am uitat pe calendar. Încă nu a venit Crăciunul, dar nu așa că în preajma sărbătorii Crăciunului parcă lucrurile se schimbă.
cred că ne amintim unii de Moș Crăciun și simțim atmosfera asta sărbătorilor cu mai multă bucurie, cu, știu eu, daruri. Sau ne gândim la Iisus Hristos și la nașterea Lui. Parcă cumva coboară raiul pe pământ, parcă lucrurile se schimbă și sunt mai bune. C.S. Lewis, în cartea Marea Despărțire, vorbind despre iad și despre rai, despre pământ și despre cer, spune următoarele lucruri. Cred că pământul, odată ales în locul raiului, se va dovedi a fi fost dintotdeauna doar o parte din iad. Dar dacă raiul este ales în locul pământului, se va dovedi că acesta din urmă a fost, de la bun început, o parte din raiul însuși. Se naște un copil, se întrupează Fiul lui Dumnezeu și pentru că a venit din cer de la Tatăl, nu putea decât să aibă o naștere supranaturală. Iisus vine pe pământ într-un mod supranatural. Totuși, de ce a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ? Dacă pământul e o bucată din rai, e ceva în neregulă dacă Dumnezeu își trimite Fiul pe pământ. S-a întâmplat ceva în grădina Edenului, în paradis? Dacă nu, înseamnă că noi acum suntem în paradis. Știm că lucrul ăsta nu e așa. Dacă lumea în care trăim arată mai degrabă iad și nu rai, nu poți alege să te naști din nou într-o altă viață. Se spune că pisicile au nouă vieți. Nici asta nu cred că e adevărat. Atunci cum am putea oare să avem o altă viață? Nu e un secret. Toți oamenii se roagă înainte lui Dumnezeu și spun: Tatăl nostru care ești în ceruri, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ne punem încrederea în Dumnezeu Tatăl și înseamnă că la El ar trebui să ajungem pentru ca lucrurile să fie precum în cer, așa și pe pământ, să vină împărăția sa. Și căutând împărăția, au mai fost și alții pe lumea asta. Și au căutat să afle când o să vină împărăția. În Luca, capitolul 17, versetele 20-21, farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, El a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Ce înseamnă lucrul ăsta? Noi trăim între deja și nu încă. Căutăm împărăția. Și știți pe Nicodim, ați auzit de el și de celebra lui discuție cu Domnul Iisus. El vine la Iisus și spune niște lucruri și Iisus, când îi răspunde, nici măcar nu răspunde la ceea ce spune, la ceea ce are Nicodim pe buze, ci răspunde la ceea ce gândește Nicodim. Și auziți ce răspunde Iisus în Ioan, capitolul 3, versetele 3-6. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus știa că Nicodim asta caută, după asta tânjește. Nicodim nu cred că știa de pisică și cele nouă vieți. Însă îi spune lui Iisus: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Trebuie să fii un om diferit. Trebuie să fii născut din nou. Trebuie să ajungi la Tatăl. Și cum poți ajunge la Tatăl decât prin naștere din nou? Iisus spune: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci Iisus trebuia să vină pe pământ pentru că grădina Edenului a dispărut odată cu păcatul adamic. Relația lui Adam cu Dumnezeu s-a schimbat și atunci când Adam păcătuiește, lucrurile se schimbă. El realizează că e gol și că a făcut un păcat și cumva trebuie să-și astupe goliciunea ca să poată să stea înainte lui Dumnezeu. Și nu era un magazin atunci să-ți cumpere haine, a jertit un animal și s-a îmbrăcat cu pielea lui. Și vedem aici o primă jertfă simbolică. Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său în lume. De ce? Pentru că relația noastră cu El, omenirii întregi, a fost stricată odată ce păcatul a intrat în lume. Autorul cărții Evrei, în capitolul 10, versetele 5-17, auziți ce spune: când intră El în lume, zice, adică Domnul Iisus, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sunul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Iisus Hristos a intrat în lume printr-o naștere supranaturală și pentru că era plin de Duhul lui Dumnezeu,
a știut care e menirea Lui, a știut care e voia Tatălui, a știut pentru ce a venit pe pământ. S-a născut într-un trup omenesc ca să moară ca jertfă pentru păcatele noastre. A știut care e voia Lui, Dumnezeu, pentru El. Noi în ce fel putem ajunge la Tatăl? Decât prin Domnul Iisus Hristos. Decât printr-o naștere supranaturală, prin nașterea din nou. Și dacă ne-am născut din nou, știm pentru ce trăim. În preajma sărbătorii nașterii Domnului, tu pentru ce te-ai născut? Haideți, gândindu-ne la lucrurile astea, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să medităm la ele. Iisus, ce mare har, Tu ai murit la Calvar, păcat ai devenit, neprihănit e să fii, mai mult decât poți să înțelegi. Să-ți semăn.
să trăiesc cum Tu trăiești, să Te cunosc mai îndeaproape. Și în tumultul vieții s-ar putea să te lovești de diferite situații, de greutăți, de lipsuri, poate materiale sau de altă natură și într-un fel sau altul să spui, pentru ce mai trăiesc, pentru ce muncesc, de ce mă trezesc dimineața și de ce mă culc seara? Viața mea n-are niciun scop. Și lucrurile astea nu vin de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune că viața ta are un scop. Cred că ați auzit de Estera. Estera, la un moment dat, ajunge la împărăție. Ajunge la împărăție și unchiul ei, Mardoheu, îi spune, ce știi tu dacă pentru vremuri ca acestea ai ajuns la împărăție? Ajunge la curtea unui imperiu păgân, pentru că Dumnezeu, acolo, prin ea hotărăște să-i zbăvească pe poporul său și să aducă o mărturie puternică. Noi, a căror cetățenie este în ceruri, suntem chemați să vestim izbăvirea sub domnia prințului veacului acestuia. Cum? Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit, chiar și aici pe pământ, ca să fii fericit, ca pământul să aibă gust de rai. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde El. Nu vi se pare că în pasajul ăsta cumva îl regăsim undeva mai aproape, mai în Noul Testament? Împlinind poruncile, legea. Domnul Iisus e întrebat de învățătorii legii, de farisei, de cărturari, Doamne, care e cea mai mare poruncă? Și răspunde printr-o poruncă care se împarte în două. Porunca asta spune că trebuie să iubești. Și asta e cea din tâi și cea mai mare poruncă, să iubești pe Dumnezeu cu tot ce ai tu. Și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. O, Doamne, de lucru ăsta e greu. Domnul Iisus spune în alt loc, ce lucru deosebit faci tu dacă iubești pe cel pe care te iubește? O dragoste din asta reciprocă. Nu ni se cere să ne iubim aproapele. Cei cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu. Și doar un om născut din nou, în mod supranatural, ar putea să facă voia Tatălui. Și avem un exemplu, studiem Epistola către Filipeni și îl vedem pe Pavel cum se dă pe sine exemplu, cum îl dă exemplu pe Timotei, pe Epafrodit și bineînțeles și Pavel a avut nevoie și are nevoie de un model. El spune, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să continuăm închinarea noastră înainte lui Dumnezeu, să ne rugăm și să spunem, Doamne, vreau să calc pe urmele Tale. Să te iubesc.
pentru tine vrea să trăiesc, Domnul meu te iubesc, zi de zi vreau să împlinesc, dar sfântă voia ta, ție îți dau inima și sufletul. Să trăiesc, Domnul meu te iubesc, ți de zi vreau să-mi primesc, dar sfântă voia ta. Aceasta-mi-e dorința, să se deosebește mai mult, nu doar de rău, ci și de un alt bine. Poate veți întreba, cum poate binele meu să se deosebească de un alt bine? Până la urmă, oricine poate face un lucru bun, nu? Să facă ceva ce-i bine. De ce ar fi binele meu diferit de binele altuia? Este o vorbă care zice că toate drumurile duc la Roma. Nu toate drumurile duc la Roma. În primul rând, dacă vorbim de rău și de bine, trebuie să știm ce e rău și ce e bine. Acum, cred că cu toții știm că a fura nu e un lucru bun, un lucru păcătos. Știm asta. Toți cei care fură știu că nu fac un lucru bun. Conștiința le spune că nu fac un lucru bun. Dar cine ne dă conștiință? Se pare totuși că nu toate drumurile duc la Roma. Este o singură cale. Cea care ne definește binele și răul. Un adevăr absolut care ne guvernează viața. Cred că ați auzit de Toma. Toma îi se mai zice necredinciosul. Și Toma vrea și el să ajungă în împărăție. Și îl întreabă pe Domnul Iisus, care e calea? Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Reamintindu-ne lucrurile astea, vă îndemn pe toți să urmăm calea. Să mergem pe calea asta, orice ar fi să fie, întărindu-ne în credință că prin Domnul Iisus Hristos suntem mai mult decât biruitori. Amin. Thank you.
Yeah.
înainte de a intra efectiv în mesajul din dimineața aceasta, vreau să vă aduc aminte sau să vă spun, nu neapărat să vă aduc aminte, că astăzi, în 20 decembrie, sau de fapt, în data de 20 decembrie, este o sărbătoare importantă în bisericile tradiționale, Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Deci, ei sărbătoresc și celebrează pe Sfântul Ignatie Ponticul. Poate nu ne spune foarte multe lucruri ăsta, în numele acesta, să pentru cei care cât de cât sunteți familiarizați cu patristica sau, știu eu, cu apologeții greci. Asta a fost și a trăit pe vremea împăratului Traian. Și dacă citiți și aveți ocazia, și vă recomand să căutați scrierul lui, este unul care în scrierul lui, în relație cu împăratul Traian, el descrie frumusețea părtășiei creștine și practic ce se întâmplă în, și la întâlnirile creștinilor. Avem acolo o scrisoare celebră a lui către împăratul Traian. El ia apărarea creștinilor, creștini fiind acuzați de, inclusiv de incest, da? Într-o zi, probabil de 20 decembrie, el moare martirizat la Roma, din ordinul lui Traian. Asta se întâmpla în anul 107. Acum, ceea ce vreau să vă mai spun este că, din nefericire, după 325, când, chiar 326, 426, când practic creștinul devine religie obligatorie pentru întreg Imperiu Roman, știți că multe din sărbătorile păgâne sunt îmbrăcate în haine creștine și pentru sărbătoarea de astăzi s-a găsit și pentru ea o haină și se spune Ignat. Da? Mai știți ce înseamnă Ignatul? Ziua în care stai porcii de Crăciun. Da? Vă dați seama ce asociere. În data de 20 decembrie, vorbesc în contextul păgân al culturii din vremea respectivă, se dădea statul pentru sărbătorile Saturnaliei, sărbători legate de solstițiu de iarnă, care culmineau cu data de 25 decembrie, când era celebrat cel neînvins, da? Și pe acest fond, să zic, ei au suprapus sărbătoarea, aniversarea lui Ignatie Ponticul cu, și-a asociat-o cu acel sacrificiu de animale care dădea startul acestor sărbători numite Saturnalia. Da. Și aici avem sărbătoarea de Ignat. Da. Asta doar așa ca și dacă auziți de Ignat, să știți de unde și cum s-a ajuns să fie sărbătorit inclusiv de creștini sau în context creștin. Acum, ar vrea să ne apropiem de Cartea Filipenilor și mi-am propus pentru dimineața aceasta să privim spre două lucruri. Pe de o parte, s-a finalizat Filipeniul și normal, logic ar fi să tragem o concluzie sau să avem o privire de perspectivă, să punctăm câteva repere legate de această carte, Filipeni. Și ați observat că atunci când am studiat împreună Cartea Filipenilor, spuneam la un moment dat că ea poate fi abordată din multe unghiuri, din multe, să zic așa, abordată din multe puncte de vedere. Spuneam că poate fi percepută ca un, știu, raport misionar, poate fi percepută ca și, efectiv, o scrisoare de mulțumire pentru o biserică care este parteneră cu Pavel și așa mai departe. Dar, de asemenea, aș vrea să privim în dimineața aceasta spre scrisoarea aceasta ca și spre ceva cu care vine Pavel pentru biserica de Filip, o biserică dragă lui, o biserică de suflet, dar o biserică în care apar disensiuni, apar probleme, da? Și vă aduceți aminte de acel conflict dintre Sintichia și Evodia. Nu este detaliat, dar aș vrea să privim spre această scrisoare, spre ceea ce scrie acolo, spre modul în care Dumnezeu îl călăsește pe Pavel, să vedem în ele soluția lui Dumnezeu pentru acel potențial conflict de acolo, da? Și care transcede viacurile, care se poate regăsi în fiecare biserică, inclusiv în Betesda. Da? Să vedem soluția, să punctăm câteva lucruri, să vedem care sunt lucruri pe care Pavel, călăuzit de Dumnezeu, le sugerează că pot fi modalități de abordare și aplanare a acelui conflict.
Și am să enumer câteva din ele, o să vedeți că de fapt asupra lor am stat în contextul studiului și am zăbovit mai mult, eu doar le trec în revistă. Și atunci când ne dorim ca lucrurile să meargă bine și când avem probleme și dorim ca ele să fie rezolvate, lucrul acesta se poate și ne spune cartea lui Filipeni, abordând sau privind sau urmărind câteva lucruri. Și anume, prețuind dacă vreți, apreciind, deosebind lucrurile alese, da? Așa am învățat, da? Deci urmărind lucrurile alese. Există o sumedenie de lucruri, o sumedenie de provocări. Dar ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și oameni ai lui Dumnezeu, ca și creștini, suntem chemați să privim, să țintim, să deosebim, să alegem, dacă vreți, să ne focalizăm pe acele lucruri alese. Și vă aduceți aminte că într-una din întâlniri, printre altele spuneam și la nivel de lideri ne-am înțeles și lucrăm la, dacă vreți, un fel de cod, de conduită, lucru care să definească valorile bisericii, lucrurile alese, lucruri în care noi credem, lucruri care dorim ca biserica Betesda să o definească. Da? Apoi, putem și conflictele pot fi rezolvate sau ele pot fi aplanate și rezolvate atunci când suntem convinși că oricât ar fi de adverse circumstanțele, da? Cu care noi ne confruntăm, da? Atunci când Evanghelia este predicată în mod corect și curat, nimic nu poate sta sau opri înaintarea Evangheliei. Amin? Și atât de frumos a vorbit despre faptul că circumstanțele adverse nu l-au împiedicat pe Pavel, fiind în închisoare, să scrie, să fie activ, să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Un alt lucru care este extrem de important și care ajută la soluționarea problemelor, a ajutat acolo în Filip și poate ajuta în Betesda sau în orice altă biserică, este să luptăm pentru unitate. Era sugestia lui Pavel pentru cei din Filip, da? Sugestia cu care vine Pavel și o abordează raporturile bisericii sau relația lor vis-a-vis de Evodia și Sintichia. Deci, efectiv, cum să spun, unitatea nu se produce dacă nu există disponibilitate și voința ca lucrul acesta să se întâmple, dacă nu se luptă pentru lucrul acesta. Și atât de frumos punctează Pavel adevărul acesta. Apoi, prețuind oamenii care se sacrifică pentru Evanghelie și urmându-i, da? Și am văzut acolo, Pavel ni dă ca exemplu pe Epafrodit, da? Pe Timotei, pe el însuși, se vorbea dimineața inclusiv de faptul că și Pavel privea spre Hristos, care este, dacă vreți, modelul nostru suprem, da? Deci atunci când ne prețuim oamenii care ne slujesc, lucrul acesta aduce binecuvântare și pace pentru biserică. Apoi, bucurându-ne în Domnul, nu de gunoaie lumii acestea, da? Pavel spune, privesc toate lucrurile acestea ca pe un gunoi, da? Având în vedere prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, da? Deci bucuria noastră n-ar trebui să fie centrată sau axată pe lucrurile materiale, pe material, ci pe relația cu Dumnezeu. Și atunci când facem lucrul acesta, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu este evidentă, da? Mai mult decât atât, rămânând tari în Domnul, rămânând tari, puternic ancorați în Dumnezeu și alegând ca să discutăm problemele care creează disensiune. Înțelegeți? Abordând lucrurile astea, probleme care creează disensiune. Asta au făcut toți cei care au fost acolo în Filip. Deci trebuie să stai tete-a-tete, față-n-față, face-to-face, da? Să te confrunți. Deci important lucrul acesta. Apoi, fiind mulțumiți și mulțumitori, se vorbea nu de mult aici, lui Hristos pentru toate lucrurile, da? Și în ultimul rând, încurajându-ne unii pe alții. Doamne, ajută-ne! Amin! Probabil că am acid mesajul, dar asta este realitatea și asta este una dintre modalitățile în care Pavel privește și se îndreaptă spre biserica din Filipi. Acum, având în vedere că suntem în acest context al celebrării nașterii Domnului Iisus Hristos, vreau să mă opresc asupra unui pasaj care a fost citit și pe care îl găsim în Filipeni capitolul 2. Și aici o să citesc de la versetul 5 până la 10 inclusiv. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu.
ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Aș vrea să privim și, așa cum spuneam în mintele care au rămas, la două lucruri. Când vorbim despre umilirea lui Hristos sau de umilință, lucrul acesta are de-a face cu două aspecte. Întruparea Domnului Iisus Hristos și moartea Domnului Iisus Hristos. În textul pe care l-am citit mai avem de asemenea de a face și se amintește despre glorificarea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, da, și spune că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, pentru ca în numele lui să se plece orice genunche, da. Desigur că a sta în dimineața aceasta și a vorbi și a trata și a dezbate fiecare în aceste subiecte, ne apucăm dimineața. Succint vreau doar să observăm câteva lucruri, să precizez câteva lucruri legate de ceea ce am citit. Ce a însemnat sau ce a presupus întruparea sau încarnarea Domnului Iisus Hristos? Vreau doar, așa cum spuneam, succint să fac afirmații care, așa cum spuneam și vreau să spun, fiecare din ele pot să fie analizate, evaluate, dezbătute. Deci încarnarea sau întruparea Domnului Iisus Hristos a fost mai mult decât renunțarea la anumite atribute divine. Cei mai mulți teologi consideră că, de fapt, întruparea sau încarnarea Domnului Iisus Hristos a însemnat asumarea de către Domnul Iisus Hristos a umanității. Da? Faptul că Dumnezeu, Fiul, coborând în lumea noastră, și-a asumat o natură umană. Da? Asta înseamnă sau presupune întruparea sau încarnarea Fiului Dumnezeu. Deși prin întrupare Domnul Iisus Hristos devine om 100%. Vreau să vă spun și de aici, de asemenea, este un alt subiect destul de frumos. El a rămas în același timp Dumnezeu divin, 100%, amin? În Coloseni, capitolul 9, ar fi multe de în capitolul 2, cu versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Pavel, căci în El, adică în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, da? Deci, Domnul Iisus Hristos, alegând să-și asume natura umană, El rămâne în același timp divin, Dumnezeu, da? În mod simplu spus, lucrul la care a renunțat Domnul Iisus Hristos atunci când se întrupează, atunci când intră în lumea noastră, lucrul cel mai evident, dacă vreți, este egalitatea din cadrul Sfintei Treimi, egalitatea cu Tatăl. Da? Pentru perioada cât El a trăit pe pământ, pentru perioada cât El a lucrat pe pământ, de la întrupare până la răstignirea Domnului Iisus Hristos, în mod deliberat, conștient, voit, așa cum s-a citit dimineață din Evrei 10, tu mi-ai pregătit un trup, în cartea ta este scris, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. El în mod conștient, așa cum am spus, deliberat, a ales să se subordoneze Tatălui, renunțând la egalitatea cu Tatăl. Deci nu a renunțat la natura care avea în cadrul Sfintei Treimii, afirmații grele, complicate. Deci El a rămas de aceeași natură cu Tatăl, de aceeași natură cu Duhul Sfânt, El a rămas Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar lucrul la care renunță este la egalitatea cu Tatăl, da? El alege pentru perioada cât trăiește pe pământ, așa de 33 de ani, să se subordoneze Tatălui și această subordonare față de Tatăl și renunțare la egalitatea cu Tatăl, rămânând și având aceeași natură cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, o face pentru două motive. Pe de o parte, pentru ca să ne mântuiască pe noi, ca să aducă posibilitatea mântuirii, a relegării relației noastre cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, pentru a-L revela, a-L descoperi pe Dumnezeu Tatăl. Da?
Vă aduceți aminte când la un moment dat, într-o discuție, cineva zice Domnului Iisus Hristos, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și care a fost răspunsul Domnului Iisus Hristos? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Da. Am vrut să fac precizările astea, pentru că există o întreagă așa, dispută, practic ce a făcut, la ce a renunțat atunci când Domnul Iisus Hristos a întrupat. A renunțat la anumite atribute pe care le-a avut înainte, acolo în eternitate. Le-a avut și, știu, le-a folosit doar în mod limitat. Există o întreagă dispută pe tema asta. Prin întrupare, Domnul Iisus Hristos, lucru cert, renunță la egalitatea pe care o avea în cadrul Sfintei Trăimi, da? Și alege în mod deliberat să se subordoneze Tatălui, pentru că în felul acesta lucrarea de mântuire și de prezentarea Dumnezeu Tatăl să poată fi făcută în mod eficient. Acum, dacă stăm și privim și înțelegem că Dumnezeu se face om și s-a făcut om, întrupându-se în Iisus Hristos, care sunt sau consecințele acestui fapt, implicațiile practice? În ce fel faptul că Dumnezeu s-a făcut om și s-a întrupat în Domnul Iisus Hristos și noi celebrăm și avem, să zic așa, Crăciunul, popular spus, da. Au ele consecințe în ceea ce ne privește pe noi? Se regăsesc ele vis-a-vis de relația noastră cu Dumnezeu? Și vreau să vă prezint câteva lucruri concrete, implicații concrete ale urmării faptului sau ca urmare a faptului că Dumnezeu s-a făcut om, întrupându-se prin Fecioara Maria și devenind în felul acesta Mântuitorul nostru. Întruparea Domnului Iisus Hristos sau al lui Dumnezeu, Dumnezeu devenind om, face posibilă moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Și această moarte ispășitoare poate să ne fie nouă de folos. Mă vreau ca să vă explic și de ce. Dacă vă aduceți aminte, când citiți în Vechiul Testament, una dintre condițiile pentru ca cineva să fie preot și să reprezinte în mod, dacă vreți, într-un mod satisfăcător poporul evreu, era ca acel mare preot să fie dintre ei. Da? Să fie dintre ei. Și era din seminția lui Levi, da? Deci nu putea fi mare preot cineva din afara spectrului sau din afara celor 12 seminții ale lui Israel. El trebuia să fie dintre ei. Și doar un preot ales dintre ei și Dumnezeu ales în mod special seminția lui Levi ca să fie și ca seminție preoțească, da? El putea să meargă înaintea lui Dumnezeu, să stea înaintea lui Dumnezeu și să pledeze, să mijlocească și să stea între popor și Dumnezeu, să ducă, dacă vreți, problemele poporului înaintea lui Dumnezeu. În mod identic, pentru ca noi să putem să fim beneficiarii ispășirii Domnului Iisus Hristos, trebuia ca cineva dintre noi, trebuia ca cineva care era om, înțelegeți, să facă lucrul ăsta. Acesta este unul din motivele pentru care Dumnezeu devine om. Domnul Iisus Hristos, încarnându-se, întrupându-se prin Fecioara Maria, devine om 100%. Și El, când ispășește, când moare în locul nostru pe cruce, El este reprezentantul nostru legal înaintea lui Dumnezeu. El este om adevărat. Și de aceea El poate ca să mijlocească, El poate să stea, El poate să pledeze înaintea lui Dumnezeu. Pentru că are autoritatea aceasta, poate sta înaintea lui Dumnezeu Tatăl și să spună, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pentru noi stă acolo pe cruce. Omul Iisus Hristos a stat acolo pe cruce și a scris, a strigat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Marele nostru preot, despre care autorul epistolei către evrei spune că punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem la dreapta Tatălui mijlocitor care este Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. O a doua implicație sau o a doua consecință a faptului că Dumnezeu s-a făcut om este că Iisus poate ca să ne înțeleagă și poate să milocească pentru noi. El poate ca să ne vină în ajutorul nostru, El poate ca să simtă și să vadă lucrurile din perspectiva noastră. De ce? Pentru că trăind
în natura aceasta umană. Da? El a experimentat, ca și noi, necazul, durerea, frustrările, boala, nu? Suferința, lipsurile. Sunt enumărate pasajele unde se spune că păsările au cuiburi, da? Vulpile au vizini, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. I-a fost foame, i-a fost sete, a suferit și a experimentat traume de natură psihică, de natură emoțională, da? Este vândut de prietenul lui, de apropiații lui, este vândut pentru un sărut, acel, știu, sărutul care este expresia a ceea ce mai este mai frumos în lumea aceasta, da? A devenit pentru Iuda semnul de identificare a acelui care urma să fie vândut, da? A fost înșelat, a fost părăsit, da? A fost ignorat și părăsit de propria lui familie și dacă te afli într-o situație identică, nu ești primul, Domnul Iisus Hristos era într-o situație și mama și fraților, nu știm, vorbiți cu el să se descurce, nu este problema noastră, da? Deci a trecut prin toate aceste lucruri ca și noi și de aceea când tu ești singur și el a fost singur, a luat pe ucenici, stați aici, vegheați împreună cu mine, vă duc să mă rog. Când a venit, dormeau ucenicii. Petru a spus, niciodată, Doamne, dacă toți te părăsesc, eu niciodată. Și acolo acel foc, în fața unei robe, a unei slujnice, nu-l cunosc. S-a blestemat cu jurământ, da? Și sunt multe alte situațiile care le-am putea aminti, pe care le-a experimentat și pentru că el a trecut prin toate aceste lucruri, prin care poate mulți dintre noi n-am trecut. Când noi trecem prin el, ne înțelege și știe concret ce simțim. Știe ce înseamnă să fii părăsit de părinți? Știe ce înseamnă să ți întoarcă spatele prietenii? Știe ce înseamnă să fii înșelat? Știe ce înseamnă să fii vândut, să fii ostracizat? Să fii anatemizat, dacă vrei? El poate să te înțeleagă. El ne poate înțelege. Ce mare har! Ce mare binecuvântare, da? În al treilea lucru, Iisus poate și El este acela care posedă natura adevăratei umanități. O afirmație extrem de sigură, precisă și grea de asemenea. Noi, când vorbim despre oameni și despre natura umană, ne uităm la noi și spunem, cam asta e omul, asta e natura umană. Și probabil căutăm modele și spunem, cam așa ar trebui să arate omul potrivit cu... Dumnezeu l-a creat pe om, da? Și l-a pus în grădina Edenului. Nu știm cum a fost Adam, dar sigur că înainte de a cădea în păcat, Adam a fost total diferit de ceea ce a fost după căderea în păcat. Iisus Hristos este Cel care ne prezintă adevărul, deci Iisus Hristos ca om, a ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi ca oameni atunci când a creat omul. Apoi, Iisus poate să fie exemplul nostru. Deci ca o consecință a faptului că Dumnezeu a ales să se întrupeze, să devină om ca și noi, El poate să ne fie exemplu. Da. În orice domeniu. Spuneam Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Da. Vreau să fac o afirmație care de asemenea poate că e destul de grea. Se poate vedea că standardele biblice pentru comportamentul uman, care nouă ni se par greu de atins, se situează în limitele posibilităților umane. Și asta au demonstrat-o Domnul Iisus Hristos. Ați înțeles? Deci când Biblia ne cere și are pretenția ca anumite lucruri să le trăim într-un anumit fel, înseamnă că acele lucruri pot fi trăite în felul în care Biblia ne cere să trăim. Și în mod concret, acest adevăr a fost exemplificat prin trăirea Domnului Iisus Hristos. E adevărat că avem nevoie de Harul lui Dumnezeu, e adevărat că avem nevoie de susținerea Lui și că fără Harul lui Dumnezeu nu se poate, dar potențial există posibilitatea asta ca noi să creștem în asemănare cu Hristos, să fim ca Hristos. Amin? Domnul să ne binecuvinteze. Deci nu mai merge scuza, frate, o zis Pavel că călcați pe urmele, că eu slab, eu nu pot să spun asta. Acolo trebuie să ajungem. Dacă Hristos a putut să trăiască potrivit standardelor biblice, Hristos, omul Hristos, înseamnă că și pentru noi, pentru fiecare din cei care suntem prezenți aici, în sală, în dimineața asta și suntem copii ai lui Dumnezeu, născuți din nou, prin Duhul lui Dumnezeu, în viață, la o viață nouă împreună cu Dumnezeu,
Există posibilitatea să trăim în felul acesta, binecuvântat să fie Dumnezeu. Hristos este modelul nostru, este exemplul nostru. E adevărat că ajutați de harul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Și apoi, o a cincea, dacă vreți, implicația faptului că Domnul Iisus Hristos, sau că Dumnezeu s-a întrupat și a devenit om, este că natura umană, din natura umană, este bună. Este bună. Haideți să ne amintim că în contextul în care, sau în perioada în care Domnul Iisus Hristos trăiește, existau două curente filozofice importante. Știți care erau? Epicureanismul și stoicismul, da? Erau cele care, dacă vreți, cu preponderență polarizau lumea ideilor de atunci. Care era afirmația sau care era baza filozofiei stoice? Vedeți, de acolo este și afirmația cu stoicism, abordez viața, da? Din punctul de vedere stoic, trupul, carnea era rea. Era rea. Doar spiritul era bun. Și de aceea, pentru ca să fii ok în spirit, puteai să faci și să-ți neglijezi în toate felurile, să zic, trupul ăsta, inclusiv asceza sau să îți flagelezi trupul. Pentru că oricum nu era important. Deci asta era una dintre ideile stoice. Da? Ori, faptul că Dumnezeu se întrupează și a trupul uman, ne spune că trupul ăsta are valoare. Sarxul ăsta, carnea asta, este importantă în economia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu mântuiește doar sufletul, că mântuiește și sufletul și trupul împreună, binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin? Spune autorul epistolei către Roman, Pavel, zice, aștept cu nerăbdare acea zi în care Dumnezeu va aduce acea schimbare a tuturor lucrurilor, da? Inclusiv trupul acesta va fi transformat și schimbat, înnoit, da? Deci carnea în sine este bună. Dacă ar fi fost un lucru rău, natura asta firească, carnea, sarxul, termenul grecesc, Dumnezeu n-ar fi ales să se întrupeze, să ia un trup de carne ca al nostru. Dar faptul că Domnul Iisus Hristos și-a asumat această natură umană, acest trup de carne, este o garanție, o afirmare a faptului că și carnea și trupul acesta sunt importante și în economia lui Dumnezeu au un rol bine definit și determinant. Și apoi, o altă implicație a faptului că, și foarte important, că Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeu s-a întrupat și a devenit om, este următorul adevăr. Dumnezeu nu este total transcendent. E cuvânt greu, nu? Ce înseamnă a fi transcendent? Înseamnă a trece dincolo, da? Ceva gen filozofia lui Eminescu, dacă vreți. Acel demiurg care a creat toate lucrurile, asta ține de deism ca și curent filozofic, da? Trăind în cercul vostru, strâng norocul, vă petrece, dar eu în lumea mea mă simt, cum? Nemuritor și rece. Deci, majoritatea oamenilor și filozofie, mai ales cea de este, spun, ok, Dumnezeu a creat toate lucrurile și le-a lansat aici, în spațiu, în cosmos, acum, oameni, bateți-vă mințile, capetele, omorâți-vă, faceți, eu m-am retras și așa undeva distant, rece, privesc la ce se întâmplă pe Terra și contabilizez lucrurile sau iau cunoștință sau de ele. Faptul că Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeu s-a întrupat, că Dumnezeu a devenit om, că și-a asumat natura umană, ne spune că Dumnezeu nu este doar transcendent, de adevărat că El este transcendent, trece dincolo de viacul, de timp, pentru El. Timpul este o noțiune, nu există noțiunea de timp pentru El, din punctul lui de vedere. Dar El este în același timp imanent. Imanent. Ce înseamnă imanent? Teo. Rud? Nu. Adică El pătrunde în lumea noastră, El este aproape de noi. Ca să termin filozofici, da. Folosiți în teologie. Imanent. Lui pasă de noi. El se apropie de noi. Pe El îl interesează cum se simte Rut în dimineața asta. Lui pasă de bătrânul pe care nimeni nu-l bagă în seamă. Și de aceea, dacă vă aduceți aminte în Matei 25, Domnul Iisus Hristos spunea, veniți binecuvântați Tatălui. De intrați în părți. De ce? Pentru că am fost bolnav, am fost sărac, am fost în închisoare, am fost așa. Doamne, când s-a întâmplat lucrul ăsta? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, cui? Celor mai mici și neînsemnați, frația mea, mie, mi le-ați făcut, da?
Ce înseamnă asta? Înseamnă că lui pasă, e imanent, el se ocupă de noi, așa cum spuneam, îl interesează fiecare detaliu. Noi suntem, știu așa, un număr dintr-o populație de peste 7 miliarde a Terei. Noi suntem cineva și ființe scumpe și dragi Domnului Iisus Hristos și lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Deci aș vrea ca acum în preajma sărbătorii, celebrări dacă vreți, a nașterii Domnului Iisus Hristos, să ne reamintim că Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos se întrupează. Domnul Iisus Hristos renunță la egalitatea cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Renunță la asta. Pentru acea perioadă de 33 de ani, alege să se subordoneze Tatălui, să asculte de Tatăl. El spunea într-o discuție, zice, nimic nu fac decât ceea ce aud de la Tatăl. Da? De ce? Pe de o parte, pentru ca noi să putem să ne bucurăm de mântuire, să fim mântuiți, iar pe de altă parte, pentru ca în felul acesta Dumnezeu să ne fie revelat. Să nu uităm că în sine acest act are în consecință sau implicații care au de-a face cu viața noastră, au de-a face cu noi. Da? Și am amintit aici moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos pentru noi. Fiind om, El poate și a putut să facă ispășirea înaintea Tatălui pentru păcatul nostru și al întregii lumi. Pentru că era om, era unul dintre noi și în calitate de om El a putut face lucrul acesta, să fie jertfă de ispășire, să stea în prezența Tatălui, în numele nostru, pentru noi. Apoi, Domnul Iisus Hristos ne poate înțelege pe fiecare, pentru că a experimentat dramele noastre, s-a confruntat cu ele, le-a trecut, a fost acolo prin ele. Că El posedă adevărata natura umanității. Noi conștientizăm și în fiecare zi vedem o natură umană pervertită de păcat, dar în Hristos. În Hristos este descoperită adevărata natura umanității sau ceea ce practic Dumnezeu a intenționat atunci când l-a creat pe Adam și Eva și ceea ce practic intenționează pentru noi. Și de spus Scriptura e că atunci când va veni El, vom fi ca El, vom fi transformați în același timp de slavă cu a Lui. Apoi, să nu uităm că El poate să ne fie exemplu, să nu uităm că natura umană este bună. De multe ori au spus, Adam ăsta, știi, Adam ăsta. Când facem ceva, Adam ăsta, Adam e de vină, nu suntem noi de vină. Da? Ți-a auzit expresia asta, nu? Și să nu uităm că Dumnezeu nu este total transcendent, El este și imanent, pătrunde în lumea noastră și se ocupă de noi, de fiecare, în mod concret. Acum, mă uit la ceas și pentru că tot mai sunt așa câteva minute, nu vreau să vă las, vreau să mai vă spun ceva, așa, legat de implicațiile faptului că Domnul Iisus Hristos s-a născut din Fecioară, din Fecioara Maria. Care sunt lucruri sau faptul că Domnul Iisus Hristos s-a născut din Fecioară? Are de a face un fel cu noi, are de ne spus ceva, are de a ne comunica ceva. 4 lucruri o să le subliniez, să găsiți mult mai multe, după care o să închei așa. Nașterea din Fecioară a Domnului Iisus Hristos ne amintește și ar trebui să ne conștientizeze de faptul că mântuirea noastră a fiecăruia este supranaturală, da? Este de natură supranaturală. Mai sunteți cu mine? Deci am spus acum, faptul că Domnul Iisus Hristos se naște din Fecioară, da? Ar trebui să ne amintească, să ne conștientizeze, să ne facă să înțelegem că mântuirea noastră a fiecăruia este supranaturală, de natură supranaturală. Deci nu este gândul unui om, nu este, să zic așa, lucrarea unui om, ci în exclusivitate este, dacă vreți, opera lui Dumnezeu. Ne vorbește despre incapacitatea omului de a-și rezolva problema aceasta, acest diferent care era între el și Dumnezeu, da? Este o piedică, dacă vreți, în calea mândriei. Da? Omul nu poate spune că a făcut el ceva pentru ca acea relație dintre el și Dumnezeu să fie rezolvată. Mai mult decât atât. Este o dovadă a lucrării, a activității Duhului Sfânt. Dacă citi textul, de exemplu, din Matei, ne spune acolo că Duhul lui Dumnezeu, când vorbește îngerul cu Fecioara Maria, da? Spre cum se va întâmpla lucrul ăsta? Că eu nu știu de bărbat. Și zice, puterea celui prea înalt te va umbri, da?
și Duhul lui Dumnezeu va veni peste tine, da? Deci este lucrarea supranaturală a Duhului lui Dumnezeu, da? Apoi, un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că este o evocare a faptului că mântuirea lui Dumnezeu este în întregime un dar al Harului lui Dumnezeu. Și ca să vă explic. Așa. Maria nu avea nimic de oferit pentru ca Domnul Iisus Hristos să se nască prin ea. Da? Erau probabil multe alte fecioare în vremea respectivă care puteau fi alese ca prin ele Domnul Iisus Hristos să se întrupeze. Ea nu avea nici măcar un soț, dacă vreți, Maria, la vremea respectivă. Da? Faptul că cineva, da, a ales, deci Dumnezeu a ales și și-a îndreptat privirea spre Maria, când, din punct de vedere logic, teoretic, nu exista nicio posibilitate ca Maria să nască, da? Pentru că ea nu avea bărbat. Nu se putea problema unei concepții firești, da? Ne demonstrează, ne arată, ne confirmă faptul că mântuirea este în exclusivitate, inițiativa și darul și harul lui Dumnezeu, da? Apoi, un al treilea lucru, nașterea din fecioară este o dovadă a unicității Domnului Iisus Hristos, da? Ca mântuitor. Din nou, ca să vă explic. Vedem și Biblia ne vorbește despre multe nașteri miraculoase. Dar cred că este singura naștere din istorie unde nu se vorbește despre implicarea unui soț în acest act de procreiere. Da. Și așa cum spuneam mai devreme, este vorba de prezența sau de umbrirea aceea pe care o face Duhul Sfânt. Și aș vrea să închei cu faptul că nașterea din fecioară, avem o nouă dovadă a atotputerniciei lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, pentru Avram, atunci când se naște Isaac, a fost problema legată de vârstă și de faptul că soția lui era stearpă. Un lucru, din nou, care se repetă în cazul, să zic, nașterii lui Samson. Dacă luăm, de exemplu, mai târziu, hai să venim în Noul Testament, nașterea lui Ioan Botezătorul, da? Vârste la care practic nimeni nu se aștepta ca o femeie, ca un bărbat să poată să mai aibă copii. Spuneam că în acest proces al nașterii Domnului Iisus Hristos prin Fecioara Maria, vedem suveranitatea lui Dumnezeu și atotputernicia lui, adică atotputernicia lui Dumnezeu în sensul de a face ca viața să se ia contur. Chiar atunci când lucrurile nu se întâmplă în modul normal, cum noi am crede sau cum noi credem și trebuie că ele trebuie să se întâmple. Deci vedem aici atotputernicia lui Dumnezeu. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să binecuvinteze sărbătorile noastre și de asemenea să nu uităm, iubiți frați și surori. Dincolo de faptul că vom celebra și vom fi acasă probabil împreună cu cei dragi și știu, fiecare cum să alegem, că vom fi la adunare sau la biserică, unde vom fi. Să nu uităm că întruparea Domnului Iisus Hristos, asumarea umanității de către Dumnezeu Fiul, a fost un act extraordinar de dăruire, de jertfă din partea lui Dumnezeu și când spun Dumnezeu mă refer la Trinitate, da? Și că acest adevăr ar trebui ca să nu ne lase reci. Da? Există implicații care au de-a face, așa cum am spus, cu noi înșine. Și le-am amintit, Hristos ispășește pentru noi, model și așa mai departe. Vedem suveranitatea atotputernicii a lui Dumnezeu și toate acele lucruri pe care le-am enumerat. Aș vrea ca să medităm poate mai mult decât altă dată la aceste lucruri și să fie o celebrare a acestei sărbători, a sufletului, a mulțumirii pentru ceea ce Dumnezeu are să facă pentru noi toți și pentru lumea întreagă, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Binecuvântat să fie El. Amin.